Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a anunțat miercuri seară la aeroportul Ștefan cel Mare că visul său este înființarea în viitor a unei companii de zbor care să se numească Bucovina Airlines. Cătălin Nechifor a fost prezent alături de autoritățile județene din Botoșani la o întâlnire cu peste 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din cele două județe, în care a prezentat lucrările de modernizare efectuate, precum și planul de dezvoltare pe viitor. Într-una din intervențiile sale, Cătălin Nechifor a mărturisit că o dorință sa este să existe pe viitor, la Suceava și Botoșani, Bucovina Airlines, pentru a asigura lejeritate și echilibru în zborurile de pe aeroportul Ștefan cel Mare. Președintele Consiliului Județean Suceava a menționat că o astfel de companie ar putea asigura zboruri către mai multe destinații din Europa. În același timp, Nechifor a precizat că atât el cât și cei din conducerea aeroportului au început deja discuțiile cu reprezentanți ai unor companii low-cost importante pentru a opera zboruri din Suceava. Vă mai spun un lucru la final pe care o să-l discutăm în perioada următoare. Vă spun că visul meu este să avem la Suceava și la Botoșani o companie de aviație Bucovina Airlines. Deci o companie a noastră care să ne ofere, dacă vreți, lejeritate și echilibru în reglarea pieții și care să facă într-adevăr zboruri de la noi acasă oriunde în lume. Dar până atunci, evident, tarom 12 noiembrie. Evident, mâine sunt împreună cu directorul Cristi Cocuz la Sinaia, la o discuție cu alte companii de low cost. Directorul adjunct Măliuț Grosu e deja plecat la București. Ne-am împrăștiat care încotro, pentru că de acum putem spune foarte clar, avem aeroport funcțional, avem tarife în scurt timp definite mai mici decât au fost în trecut și avem de câștigat o piață care e piața noastră. În cadrul întâlnirii de miercuri, Cătălin Nechifor a amintit că Tarom își va relua cursele pe aeroportul Suceava de pe data de 12 noiembrie, făcând un apel la oamenii de afaceri să folosească cât mai mult această cursă, astfel încât compania să-și dezvolte activitatea de pe aeroportul Ștefan cel Mare. De altfel, la îndemnul șefului Consiliului Județean Suceava, președintele Camerei de Comerț și Industrie Botoșani a anunțat că va trimite către Tarom o solicitare oficială semnată de cei mai importanți oameni de afaceri botoșeneni pentru dezvoltarea orarului de zbor de la Suceava, inclusiv operarea de curse zilnice. Alături de autoritățile sucevene, atât prefectul de Botoșani, cât și președintele Consiliului Județean au ținut să aprecieze investiția de la Suceava și au declarat că aceasta poate fi un sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri din ambele județe.